Săptămâna aceasta, Iașul a devenit al 5-lea oraș din lume care a dezvoltat o aplicație ce permite cunoașterea orașului cu ajutorul mediului virtual. Proiectul a fost demarat grație unui parteneriat public-privat la care au participat două companii IT din Iași și Fundația Iași, capitală europeană a culturii. Aplicația poate fi descărcată gratuit pe smartphone-uri, fiind compatibilă cu sistemele de operare Android, iOS și Windows. Construind pe asta, vom lansa și un concurs de moduri, de modificări aduse aplicației la nivelul liceelor și universităților, în care vom invita elevi și studenți să construiască pe munca noastră. Sperăm să vedem alte orașe cu tururi virtuale, poate tururi ale vreunui liceu, sau alte lucruri la care nici nu ne-am gândit încă. Proiectul va asigura perpetuarea patrimoniului cultural în memoria colectivă și va fi folosit ca metodă alternativă de prezentare în școli. Programul va permite o actualizare continuă, astfel încât vor mai fi propuse spre vizitare 3D și alte amplasamente culturale. De asemenea, aceasta va fructifica și trecutul orașului prin reconstituirea atmosferei ieșene de acum un veac. Aplicația va funcționa și ca o fereastră către viitor, urmând să ofere posibilitatea de previzualizare a proiectelor aflate în derulare. Deci sunteți în spatele palatului. Sunt în spatele palatului, da. Va trebui să mă întorc, probabil. Acum, ca să vă puteți duce la altă locație, a trebuit să priviți în jos. Această realizare tehnologică este doar una dintre inițiativele demarate de autoritățile ieșene în vederea competiției de obținere a titlului de capitală culturală europeană. Aplicația poate fi descărcată începând cu data de 9 noiembrie și funcționează cu o pereche de ochelari 3D. Inițiatorii ideii vor să propună proiectul și altor orașe din țară.